seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Incursiuni către sine. Discutăm în această seară despre oboseală și despre lipsa motivației, care apar foarte frecvent în acest context. Când stilul nostru de viață s-a modificat destul de mult, suntem foarte mult expuși la ecrane, la videoconferințe, iar pentru a atinge aceste obiective și pentru a ne gândi la câteva recomandări pentru combaterea lor, o avem alături de noi pe doamna psiholog și doctor în psihologie, Anfiana Botez, psihoterapeut și supervisor în cadrul Asociației de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România. Anfiana, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră din această seară. Bună seara, Cristiana, mă bucur să te văd și eu. Și noi ne bucurăm foarte mult. Aș dori să începem discuția de astăzi, probabil prin a discuta puțin despre stările de oboseală care sunt asociate, probabil, utilizării noastre foarte mult a rețelelor, de exemplu, a programelor prin care ne putem conecta, pentru că multe din activități s-au mutat în acest context virtual. Cum se manifestă cel mai frecvent oboseala datorată utilizării foarte mult a ecranelor și mediului online? Oboseala se poate manifesta ca și dificultate de, să zic, dificultate la nivelul ochilor. Unele persoane simt partea asta de iritație la nivelul ochilor. Alte persoane simt că nu mai au chef să facă lucruri în general, altele lucrează prea mult, altele nu mai doresc, de exemplu, să-și contacteze prieteni sau cunoscuți, dacă asta înseamnă încă un ecran, încă o discuție printr-un ecran. Poate să însemne dificultăți de adormire, poate să însemne că programul obișnuit nu mai este unul structurat, ci poate să fie și mai mult timp în fața ecranelor și să fie un soi de combinație așa, în care nu mai înțelegi când lucrezi, când discuți cu oamenii dragi sau când nu discuți cu oamenii dragi, e așa un soi de chestie continuă. Și cred că la partea cu ecranele contează mult faptul că nu mai ieșim din casă așa cum ieșeam. Chiar dacă am consumat timp, partea aceea în care poate ne aranjam, ne îmbrăcam frumos, ieșeam, parcurgeam un anumit timp până la facultate sau până la birou, da? În timpul acela poate mergeam puțin, poate luam un pic de aer proaspăt, că vrei, că nu vrei. Acum e dificultatea că trebuie să-ți programezi asta, să faci un efort conștient, să ieși, să te ridici, să mergi. Să... Exemplu asta ar fi câteva din aspectele care țin de oboseală. Da, e foarte interesant. Sunt lucruri la care probabil în mod normal nu ne gândim și totuși ne afectează, fără să ne dăm poate seama de foarte multe ori, să conștientizăm. Și anume faptul că am pierdut foarte multe din activitățile care ne ofereau recompense, probabil, pe parcursul activităților noastre și mișcare și așa mai departe. Tot în acest context, poate... Când ne putem da seama că devine o problemă, poate, această stare sau când se te poate transforma ea într-o problemă mai serioasă legată de sănătatea mentală? M-aș uita foarte mult la, să zic, la stare emoțională. Poate să apară iritabilitate, că e un factor măsurat într-o scală special pentru asta, am văzut, făcută de cei de la Stanford Social Media Lab, în care se măsoară iritabilitatea, cât de stors de energie te simți după o zi în care ai avut multă interacțiune online și se pare că ce este foarte epuizant sunt meeting-urile, întâlnirile, ședințele în care se folosește mult camera video. Și ce am văzut
este că în momentul în care noi nu mai interacționăm față în față așa cum eram obișnuiți și se pare că asta era ceva foarte natural pentru creierul nostru să decodeze tot ce înseamnă limbajul corpului, în momentul în care suntem online și avem genul acesta de ședințe, de discuții, cursuri, atunci creierul nostru are dificultăți sau, mă rog, consumă mai multă energie în a arăta body language-ul, care face-to-face poate că mult mai puțin trebuie să dau din cap ca să vezi că am dat din cap. În schimb, în contextul unei discuții online, depun mai mult efort ca să îmi arăt un gest mai micuț. Și atunci, ceva care înainte era natural, automat, consuma puțină, relativ puțină energie, acum consumă mult mai multă, pentru că trebuie să fim atenți la cum ne prezentăm gesturile, să le amplificăm puțin și cum le interpretăm pe ale celuilalt. Acesta mai ales în contextul discuțiilor video. Da, sau a cursurilor în care, mai ales din perspectiva celor care participă activ în cursurile respective. Și are foarte mult sens. Până la urmă avem acces la mult mai puține detalii ce țin de limbajul non-verbal, de uneori din cauza probabil a calității cumva videocall-ului, de exemplu, putem să avem anumite distorsiuni, deci nu vedem exact nici expresiile faciale și așa mai departe. Deci, clar, depunem un efort mult mai mare în acest proces. Oare există anumite strategii prin care putem să echilibrăm puțin starea noastră în această perioadă sau să revenim? Da, se fac tot felul de sugestii. Acum, poate înainte să intrăm în ele, aș vrea să ne uităm la partea mare, la imaginea mare a ceea ce se întâmplă acum. Este un aspect la care noi ca și oameni ne adaptăm. Suntem în curs de adaptare. Probabil că munca noastră va avea în continuare, indiferent de ce se întâmplă cu pandemia, un mare aspect online. Da? S-a schimbat foarte mult din modul în care ne organizăm, din motive de ușurință, dar în același timp plătim prețul ăsta despre care discutăm acum. Și ce aș vrea să spun este că mereu există o balanță între acceptare și schimbare. Că, consider că o parte din ce avem de făcut este să găsim o cale să ne împrietenim cu situația, să cumva să nu mai punem rezistență, să ne mai frustrăm pe ea, ar zice, să o lăsăm să devină o parte din viața noastră, aceasta ar fi o parte, și cealaltă parte ar fi să ne îndulcim experiența atâta cât se poate, sau, cum aș vrea să povestim în continuare, este în ce fel ne putem, să zic, încărca bateriile sau să ne luăm doza de bine, confort pe mai multe planuri, astfel încât să fie cât mai cât mai cu sens viața noastră pe cât mai multe planuri. Ok, și acestea fiind spuse, să zic, lucruri pe care le putem face este atunci când avem o ședință, poate sau un curs, să facem ecranul mai mic, astfel încât fețele celor implicați, fața celui care prezintă, să fie mai mică, astfel încât creierul nostru să o perceapă la o distanță mai mare. Asta pentru că în întâlnirile noastre față în față, da, stăm la o distanță de o mână, un braț, doar cu persoane foarte apropiate. Și în momentul în care, asta e din rezultatele unui studiu făcut de o echipă din Stanford, în momentul în care eu am laptopul la un braț distanță, cu o față mare, cu tot ecranul, aceste situații sunt percepute ca foarte intense, foarte apropiate de creierul nostru și sunt foarte consumatoare de energie. Și atunci sfatul este să facem imaginea un picuț mai mică, astfel încât să semene cu cam cât ar fi dimensiunea imaginii tale dacă am sta la un fotoliu distanță, dacă am sta una față de alta în aceeași cameră. Dar probabil n-am sta la un metru una de alta, că am avea oarecare distanță cu care eram mai obișnuit înainte. Asta ar fi un lucru. Un alt lucru ar fi
să nu ne uităm la noi pe ecran atunci când, când suntem implicați într-o ședință de genul acesta. Se pare că ne, o parte din mintea noastră ne judecă acolo, ne evaluează, se uită dacă ne stă bine părul, dacă ne-a mai ieșit un rit sau ceva de genul ăsta, și atunci asta iarăși consumă energie. Atunci, după ce ne-am asigurat că suntem cât de cât ok în cameră, sugestia este să minimizăm sau să scoatem bucățica aia care ne arată pe noi. De asemenea, o problemă mare este faptul că nu ne mișcăm, suntem mult mai, constrânși de scaunul în care stăm. Înainte, poate dacă am fi mers la cursuri sau am fi ținut un curs, am fi avut o ședință, da? Să zicem, în munca mea de terapeut aveam partea asta în care conduceam pe cineva de pe fotoliu până la ușă, venea cineva, conduceam, poate serveam cu un pahar de apă, era o minimă mișcare, o minimă întrerupere. În schimb, acum dacă am o ședință, atunci nu mă mișc nicăieri de pe scaunul ăsta unde stau și ochii mei sunt tot în același laptop, la același ecran. Și atunci se recomandă să ne punem intenționat pauze de minimum 15 minute. Chiar am făcut cu ocazia discuției noastre, mi-am făcut eu scala de cât de obosită sunt ca și urmare a folosirii mijloacelor de videoconferință. Și o întrebare era acolo dacă ai pauze de mai mici de 15 minute între ședințe. Și atunci suntem încurajați să ne mișcăm intenționat. Asta e partea care poate ne vine greu. Hei, am o pauză, ce să fac? Mai răspund la niște mail-uri, mai citesc ceva, mai semnez un raport. Și nu am partea în care mă ridic. Da? Poate o colegă venea înainte să mă întrebe ceva. Acum nu mai vine să mă întrebe nimic, eventual pe mail sau pe messenger sau pe telefon, și atunci nu mai sunt nevoită să mă ridic, să am și acei minim pași de aici până la ușă sau să mă ridic astfel încât poate stăm împreună afară la o poveste sau la o cafea. Poate ieșeam pe un mini balcon, da, înainte la birou. Acum nu mai există partea asta. Și atunci asta e o provocare mare, să ne facem noi timpii de mișcare, de ridicat de pe scaun și inclusiv de luat un pic de aer, poate de ieșit pe balcon afară, la o plimbare. Sunt cumva niște schimbări comportamentale foarte interesante care ne pot influența foarte mult starea până la urmă. Și uneori probabil tot începe cu o conștientizare și a nevoilor noastre dintr-un anumit moment. De exemplu, poate dacă suntem mai conștienți de felul în care ne simțim, senzațiile corporale pe care le avem, poate o să ne simțim puțin încordați după stat mult pe scaun, puțin ne doare spatele, de exemplu, și atunci poate ar fi un semnal foarte bun, nu, să ne ridicăm, să facem altceva, să schimbăm postura. De acord. Partea asta de a fi conștienți de ce simțim și ce ne doare e o strategie bună de a ne menține echilibru fizic și mental. Deci asta ar fi denotat în primul rând pentru a ne crește cumva starea de bine în această perioadă. Și de multe ori cred, atât din punctul de vedere mai ales al populației de studenți care interacționez foarte mult în această perioadă, procrastinarea și lipsa motivației pot apărea tot așa, drept consecințe a, nu știu, foarte multe cursuri online, din nou lipsa de mișcare, uităm poate să ne implicăm în alte activități, inclusiv sociale, și atunci este clar că poate apărea procrastinarea de foarte multe ori și oboseala. Cumva poate amânăm și ceea ce știm că trebuie să facem. Care ar fi câteva, poate, metode în care am putea să combatem acest efect? În primul rând, din punct de vedere practic sau comportamental, cred că e important să avem un program zilnic, o structură care să includă intenționat activități din mai multe domenii, și anume aș discuta aici despre patru domenii importante. Pe lângă cel al studiilor sau al muncii efective. Da, poate unii dintre noi lucrăm, unii dintre noi învățăm,
e ok, aș pune domeniul, aș pune activitățile de aici în aceeași categorie și de cele mai multe ori ele necesită un ecran acum. Da? Ok, le-aș grupa. Și atunci, pe lângă activitățile din aceste categorii, ca să ne încărcăm bateriile, să ne simțim bine, să simțim că suntem mulțumiți de viața noastră, care sens ar mai trebui să includem intenționat, așa cum punem în program o ședință sau un curs, să punem activități de genul discuții cu prietenii. Da, partea de socializare este foarte, foarte importantă și ne ajută mult să ne reglăm emoțiile și ca să se întâmple de multe ori ele trebuie programate. Ori de câte ori se poate și suntem safe să facem asta, se recomandă să ne vedem față în față, mai ales că așa de mult pierdem prin partea de online, de asta zic, în condițiile de siguranță, nu intru aici în ele, dar este recomandabil să ne întâlnim cu persoanele alea face-to-face, în aer liber, dacă s-ar putea, cred că am atacat două părți și anume am fi expuși la tot ce înseamnă aer curat, lumină naturală, care ne reglează mult și starea afectivă și somnul, paranteză. Și atunci am putea să combinăm și partea de socializare și partea de ieșit efectiv afară, în aer liber, la lumină de care o fie și dacă, să zic, lumina naturală este întuneric, tot e benefică pentru mintea noastră și ochii noștri și somnul nostru. Dacă nu se poate întâlnirea fizică aici, recunosc și pentru mine este o foarte mare provocare. După ce am stat ore în șir într-un ecran, nu mai vine să pun mâna pe alt ecran și să îmi sun persoanele dragi. Da, cumva prefer, dacă nu se poate live, să evit, dar nu e un lucru bun, pentru că nu apare partea aceea de sharing, de tot ce înseamnă apropiere și împărtășire. Apoi avem activități din sfera plăcut, relaxare, care și ele trebuie programate și să existe și, again, se recomandă că atâta vreme cât suntem foarte mult în fața ecranelor, pe cât posibil să ne găsim activități sau hobby-uri care să ne relaxeze, care să nu mai implice un ecran, da, știu cât de greu este asta. Ok, acum discutăm despre ce ar fi frumos și ce ar fi ideal și ce ne încarcă. Ok, pe lângă asta avem partea de mișcare, partea de care poate să însemne plimbare, poate să însemne că 20 de minute, nu știu, mergi într-un parc care ți este mai aproape sau te primi într-o zonă care ți este plăcută. Deci, și vedeți, asta ar încărca bateriile din mai multe zone. Ar putea fi efectiv partea de sănătate, ar putea fi parte de socializare, dacă este implicată. Deci, cumva, într-o activitate ar putea să ne facă mai multe aspecte de genul acesta. Deci, activități plăcute, parte de ce înseamnă să avem grijă de sănătatea noastră, asta pentru fiecare dintre noi. Poate să însemne plus minus lucruri diferite, de la un număr suficient de ore de somn, la efectiv activități plăcute, relaxante, la o nutriție într-un anumit fel. Deci vorbeam despre program și de structură ca să încheiem rotund și toate lucrurile astea din experiența mea și din lucru cu alți oameni, dacă nu sunt puse într-o agendă, într-un calendar, sunt șanse minime să fie făcute. Dacă sunt puse, cresc șansele, dar știm cu toții că putem să avem în calendar pe repeat o activitate și să nu o facem. Exact. Cu toate acestea, probabil în momentul în care scriem și ne programăm acea activitate, crește și angajamentul nostru față de implicarea propriu-zisă în acea acțiune. Și atunci e mai probabil să o facem și să nu amânăm și așa mai departe. Este foarte important, cred, de reținut acest aspect, mai ales legat de faptul că putem să combinăm aceste activități plăcute, relaxante între ele și nu trebuie să ne modificăm radical, nu știu, stilul de viață sau programul pentru a le face. Adică le putem integra într-o oră liberă, de exemplu, așa cum spuneai, o plimbare sau o activitate fizică, fără să neglijăm alte aspecte pe care le avem de făcut.
Mă gândesc de asemenea, poate tot legat de această amânare a lucrurilor, procrastinare, că este cu atât mai greu cu cât, nu știu, sarcina în sine presupune efort intelectual, cum ar fi în cazul studiului, în cazul învățatului. Și atunci mă gândesc că, nu știu, poate n-ar fi suficient să aplicăm doar aceste strategii. Ar mai fi ceva în plus ce am putea face în acest caz? Ce mă gândesc acum și poate aș reuși să transmit în timp alocat, ar fi, de exemplu, un exercițiu care ne-ar ajuta să tolerăm disconfortul asociat cu anumite activități și pe care avem tendința să le amânăm. Și atunci, uite, pot să dau exemplu personal, când vine vorba de a face aspecte de contabilitate, facturi și chestii de genul acesta, am tendința să le amân. Și atunci pot să bazez exemplu pe mine. Și să zicem că un prim pas ce am putea să facem este în momentul în care simțim că o sarcină ne este, nu vrem să ne apropiem de ea, este să stăm puțin cu noi, de preferat poate chiar să închidem ochii și să vedem ce simțim față de sarcina respectivă, ce senzații fiziologice avem în corp. Da? Și poate eu când mă gândesc la partea de contabilitate ar fi o chestie așa de un pic de greață, un pic de un disconfort în zona asta, poate și ceva neplăcut la nivelul stomacului și atunci primul pas este să stăm puțin cu senzațiile astea neplăcute și să respirăm cu tot cu ele. În ideea sunt niște senzații neplăcute, nu-mi doresc să le trăiesc cu siguranță, în același timp pot să stau cu ele. Da, și putem să facem chestiunea asta de, hei, unde simt chestia neplăcută? Când mă gândesc la a face contabilitatea, ce e în mintea mea? Da, e o repulsie. Stau cu senzația asta și respir cu ea câteva minute și zic, da, uite, e parte din viață, ce înseamnă să, de exemplu, să fii liber profesionist. Mă gândesc și la conectarea mea cu alți oameni care sunt liberi profesioniști și trebuie să țină și ei contabilitatea, cumva e o sarcină poate neplăcută, în același timp nu mă simt că sunt eu singura în ea, dimpotrivă, poate sunt unită de rețeaua asta de oameni care trebuie să facă și ei același lucru și atunci cumva respirăm cu senzațiile astea dificile și știm că le putem tolera. Un al doilea pas ar fi să mă gândesc la cum voi fi peste, să zic, 2 ore, să presupunem că atâta mi-ar lua pentru astăzi sarcina asta, și să zic, ok, cum voi fi eu peste 2 ore, cum mă voi simți dacă voi fi petrecut aceste 2 ore făcând sarcini de contabilitate. Și mă gândesc, ok, cum va fi Anfiana peste 2 ore dacă le face? Ok, o să se simtă probabil obosită, dar ușurată, probabil o să fie bucuroasă că le-a făcut, cumva mândră de ea, că hei, le-am făcut asta și le-am făcut ei. Și atunci va fi o stare de bine și de ușurare. Și atunci sugestia este să mă conectez cu partea aceasta din mine de hei, acum stau cu senzațiile astea neplăcute, le pot tolera, nu sunt ușoare, dar le pot tolera și peste 2 ore, dacă mă implic și stau în sarcina, voi avea emoțiile astea de bine și de ușurare și de cumva mândrie personală că I did it, am reușit să fac asta 2 ore. Atunci e conectare cu bucuria, ușurarea de după, practic recompensa de după. E o tehnică foarte, foarte interesantă și utilă, tocmai pentru că odată învățăm să tolerăm disconfortul, conștientizând și că nu suntem singurii care au această sarcină în acest moment, poate, sau se confruntă cu aceste dificultăți, oricare ar fi ele, și senzații și așa mai departe. Plus că învățăm și să anticipăm cumva senzația de bine de după, cumva, adică amânăm recompensa. Și mi-aduce aminte de acele experimente cu în care copiii primeau 2 prăjituri în loc de una dacă reușeau să aștepte, deci să amâne recompensa. Și atunci
putem să folosim această metaforă pentru noi, chiar dacă suntem ajunși la vârsta adultă, probabil. Deci, cumva, poate chiar să ne oferim o recompensă, propriu zis, după activitatea dificilă. Da, exact. O parte din noi are nevoie de chestia de recompensă, de copilărie, de a ne simți bine cu noi, așa ca un copil. Exact. Mă gândesc de asemenea că pentru a fi cât mai eficiente pe termen lung acest gen de tehnici și pentru a combate lipsa motivației, probabil ar fi important să ne conectăm cu lucrurile cele mai importante cumva pentru noi, adică să ne amintim de ce până la urmă este important, care e sensul acelei activități în viața noastră. Și bazându-mă pe exemplu pe care mulțumesc că ne-ai împărtășit legat de contabilitate, mă gândesc că ar fi de exemplu conectat chiar la valoarea de a avea, de a practica această profesie, de exemplu, de a avea libertatea, de a cumva o practica și așa mai departe. Probabil se poate aplica același principiu și în cazul altor sarcini, de exemplu, studiu și alte lucruri de genul acesta. Cum ai foarte bine zis, ajută să vedem valoarea cea mai importantă pentru noi, care poate să însemne, nu știu, la sfârșitul anilor de studiu o să putem să practicăm fiecare o meserie care e relevantă pentru noi și pentru care are sens să depunem tot acel efort. Poate are sens să menținem o prietenie care poate e la distanță sau în care poate nu putem vorbi acum, tocmai pentru că e valoroasă persoana aceea pentru noi. Exact. Și practic poate ajută uneori să ne punem întrebări legate de cum am vrea să fim în raport cu acel domeniu din viața noastră, de exemplu, că vorbeam de familie, nu? Ce fel de, nu știu, fiică mi-aș dori să fiu, ce fel de soră mi-aș dori să fiu, ce fel de parteneră mi-aș dori să fiu și așa mai departe, tocmai pentru a da seama ce contează, care sunt lucrurile cele mai importante pentru mine în acel domeniu de viață, cât sunt dispusă să investesc acum în direcția acelei valori, într-un fel. Apropo de asta, era partea aceea de acceptare și schimbare cu care începusem. Era orice fel de valoare, principiu, domeniu important pentru noi implică și o doză de disconfort trăit pe lângă recompensa și partea de sens și semnificație care ne împlinește și cred că e valabil la majoritatea meserilor. Dacă mă gândesc la un medic, e foarte multă muncă acolo în spate, foarte multă răbdare, cunoștințe, frustrare în a vorbi cu pacienții uneori, da? Pe lângă bucuria și satisfacția să vezi pe cineva că se simte mai bine sau ai vindecat de un lucru. Și cred că e valabil în multe domenii și tot timpul este balanța asta între a merge și cu lucrurile dificile și a merge cu tot cu ele la pachet și în același timp a încerca să-ți faci viața mai bună și mai ușoară pe cât se poate în meseria sau în domeniul pe care ți l-ai ales. Cu alte cuvinte, este vorba tot despre o balanță, un echilibru între toate acestea, dar probabil să încercăm să ne comportăm, să manifestăm prin acțiunile noastre acel gen de persoană pe care ne-am dorit să fim, de exemplu, și acel gen de profesionist în acest caz, pe care ne-am dorit să reprezentăm în activitatea noastră zilnică și atunci de câte ori avem ocazia și putem să încercăm să fim așa. Tot în acest sens, mai sunt și alte lucruri pe care le-am putea face cumva pentru a ne conecta cu valorile noastre, pentru a ne gândi cumva cum ne-am dorit să fim în anumite domenii de viață. Un exercițiu care îmi vine în minte este acela de a ne imagina cum ne-ar plăcea să fie viața noastră, să zicem, peste 30 de ani. Valoarea anii respectiv i-am alege în funcție de obiectivul la care ne gândim pe moment. O să fie 5 ani sau 10 sau 30. Și tot așa am închide ochii și ne-am închipuit că este aniversarea noastră, câți ani vom avea atunci și
și să ne gândim ce, cum sunt arile din viața noastră. Da? Putem să începem cu cea personală și să ne întrebăm, ok, cine aș vrea să vină la ziua mea? Cine sunt oamenii care aș vrea să fie acum cu mine aici? Ce mi-ar plăcea să fac în viața profesională? Cum aș vrea să arăt? Cum ar fi corpul meu, ce aș face pe lângă, ce mi-ar plăcea să fac pe lângă partea de muncă, ce studii mi-ar fi plăcut să fac și fix cum ai spus tu, apropo de relații, ok, dacă sunt cu cineva, ce partener aș vrea să fiu, dacă am copii, ce fel de mamă aș vrea să fiu, sau poate n-aș vrea să fiu, da, dacă am frat, suror, prieteni, ce fel de persoană ar fi acolo. Și atunci, din dorința aceea, din imaginea aceea pe care am avea-o peste, să zic, 30 de ani, s-ar naște niște acțiuni care construiesc acea imagine. Ca noi să ajungem să o avem și să ne cumva împlinească când ne gândim la imaginea aia, să oferă bucurie și armonie, atunci asta înseamnă foarte, foarte, foarte multe acțiuni repetate care în cei 30 de ani au dus acolo. Exact, exact. Și e foarte frumos exercițiul acesta de reflecție, tocmai pentru că ne indică așa niște arii pe care le-am putea modela într-un fel, ce comportamente am putea adopta mai mult sau așa mai departe. Și cred că este foarte eficient. Putem începe cu schimbări mici și până la urmă să avem un impact pe termen lung prin intermediul lor. Ok, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat din nou invitația noastră. Am putea să discutăm, cred, foarte mult despre aceste aspecte, dar din păcate timpul este limitat. Așadar, mulțumesc pentru atâtea lucruri utile pe care le putem, cred eu, transpune începând de acum în programul nostru zilnic pentru a ne crește calitatea vieții până la urmă cu toții. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc tuturor să treceți cât mai ușor prin adaptarea asta. Mulțumim și mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. O seară plăcută! La revedere!